Astăzi, la sediul instituției prefectului Județului Sălaș a avut loc o întrevedere între Florin Florian, prefectul Județului și Excelența Sahan Clem, ambasador al Statelor Unite al Americii în România. La întâlnirea alături de prefectul județului Selaj au participat președintele Consiliului Județean Selaj Tiberiu Marc și primarul municipiului Zalău Ionel Ciunt. Vizita în județul Selaj a avut ca scop întărirea relațiilor de colaborare economică și culturală cu reprezentanții instituțiilor și autorităților publice din județul Selaj. În acest context, membrii delegației județului au prezentat avantajele competitive ale județului sălaș din punct de vedere economic, turistic și al deschiderii manifestate față de mediul de afaceri. În discuție au mai fost abordate teme legate de corelarea formării profesionale cu nevoile pieței muncii, de pașii întreprinși în dezvoltarea sectorului medical, precum și de cooperarea română-americană în domeniul economic.